Cunoscut administrator de societate în domeniul agricol, Constantin Oțel a lansat împreună cu o parte din fermieri o invitație către ministrul agriculturii Valeriu Tabără și directorul general APIA Florin Faur. Ieri, fermieri din trei județe din sudul țării au stat mai bine de două ore față în față cu cei doi oficiali, alături de care s-au aflat și profesor dr. Mihai Berca, director general al Fondului de Garantare al Creditului Rural Veronica Toncea, director APIA Telorman Emanuel Pena și deputatul telormanan Adrian Florescu. Timp de mai bine de două ore, ministrul agriculturii și directorul APIA au discutat cu agricultorii despre formele de sprijin acordate fermierilor români în perioada 2011-2012, despre schemele de plăți pe suprafață și ajutorul de stat în sectorul vegetal și zootehnic. Am achitat sau sunt în curs de finalizare aproape 3,6 miliarde de euro care sunt în conturile fermierilor. Anul acesta vom merge în continuare. Vom încerca să avem aceleași proceduri cu avansurile din toamnă, astfel încât sursele financiare să vă fie puse la dispoziție atunci când este cea mai mare nevoie de ele. Eu zic că având acești bani, de fapt în luna aprilie noi n-am avut acel fenomen de foame, de îngrășăminte, de nutriție la grâu. Eu n-am văzut anul acesta decât aș putea număra pe degetele o mână cazurile în care grâu era galben în aprilie, față de anii trecuți când perioada era una care exprima de fapt sărăcia fermierilor cu mici excepții. Am dorit să continuăm acest lucru, să fim aproape de momentul în care este nevoie de bani și mai ales să dăm certitudine că România poate produce nu pentru în stilul săracului, cum se spunea în urmă cu câțiva ani, îmi cer scuze dacă și n-are nicio problemă de natură politică ceea ce spun eu acum, când spunea România trebuie să producă cât pune pe masă. Nu, România trebuie să producă cât poate. România trebuie să exporte, România trebuie să fie în piața internațională, să fie partener, să ofere materie primă, nu numai pentru pâine și pentru nu știu care mici probleme legate de industria alimentară, dar și pentru alte industrii și o spune mai departe, inclusiv pentru energie. Suntem foarte atenți la tot ce înseamnă și partea aceasta de măsuri specifice. Din păcate, nu pentru zona dumneavoastră, zonă defavorizată, zonele, partea de agromediu, pe care suntem deja în curs de autorizare și de plată a 400 de milioane de euro la nivel național cu 300 de milioane de euro de la nivelul Uniunii Europene. Toți acești bani vor intra în următoarele 4 săptămâni în conturile fermierilor, deja s-a început procesul și cel puțin cei care aveți aici culturi verzi și sunt în general fermele mari care au început să practice acest tip de agricultură verde, vor avea parte de cei 130 de euro per hectar, începând deja de lunea viitoare încolo, în sens fizic, ca și plată. Ministrul Tabără a adus în discuție și problema creditării fermierilor și, nu în ultimul rând, perspectiva politicii agricole comune pentru anii 2014-2020. În concepția sa, România pe viitor poate produce nu în stilul săracului ca până acum, ci în parametri maxim pentru export. Dezbaterea dintre ministrul agriculturii și fermieri poate fi urmărită integral în cadrul emisiunii Fermierul din Sud, duminică începând cu ora 12 pe Mediasud TV.